Corala Ciprian Porumbescu participă în perioada 18-26 septembrie la concursul Coral Internațional din Rimini, Italia. În vederea finanțării proiectului de promovare a culturii muzicale sucevene la acest concurs, Municipalitatea Suceveană a alocat suma de 30.000 de lei. Corala Ciprian Porumbescu din Suceava, sub îndrumarea dirijorului și părintelui spiritual, preot profesor Lucian Ionuț Tablan Popescu, participă pentru prima dată la concursul coral internațional din Rimini, Italia, de unde speră să se întoarcă cu două medalii de aur la categoria de vârstă și folclor. Vom participa la două categorii, deci vom concura la două categorii. Categoria de vârstă, fete până în 22 de ani, și folclor, cea de-a doua categorie. În formația noastră, în clipa de față, avem 58 de fete care vor pleca cu noi. Prima dată în Italia la concurs, într-adevăr. Am mai fost, dar nu în Italia și nu la Rimini. De la Rimini, cu ce vă propuneți să vă întoarceți? Cu ce dă Dumnezeu, în primul rând, dar noi ne-am dorit foarte mult două medalii de aur, la categoria de vârstă și la folclor. Pentru participarea coralei Ciprian Porumbescu la concursul coral internațional din Rimini, Italia, Municipalitatea Sucevană a alocat suma de 30.000 de lei. Pe această cale țin să mulțumesc domnului primar Ion Lungu pentru că a avut amabilitatea de ne sprijini de fiecare dată, nu doar acum, ci de fiecare dată, la fiecare plecare a coralei noastre, domnul primar ne-a ajutat. Și anul acesta, în spiritul acesta de colegialitate și de echipă, dumnealui ne ajută cu un parteneriat în valoare de 30.000 de ron pentru plecare, cazare, transport și celelalte care sunt, pe lângă ceea ce pun și fetele de la părinți, cu ajutorul părinților. Deci mulțumim pe această cale și domnului primar, pentru că, într-adevăr, fără el, plecarea noastră ar fi aproape de nefăcut. Tot pe această cale vreau să mulțumesc maestrului coregraf Costinel Leonte, care și el, foarte deschis, a vrut să ne ajute și ne sprijine și ne-a ajutat în special cu partea de folclor, unde dansurile, noi cu muzica, el a fost cu dansul, cu tot ceea ce putea face el. Corala Ciprian Porumbescu a devenit un ambasador al culturii românești peste hotare, un model de organizare și de încredere pentru iubitorii de acest tip de muzică, susținând în diaspora peste 120 de concerte în ultimii 7 ani. Da, avem, cred că, aproape 6 ani de performanță, cum spunea domnul director, și trebuie sărbătorită, începând cu o medalie de aur și câștigarea categoriei la Viena în 2013, apoi mergând de la Magdeburg în 2015 la categoria de vârstă, unde am luat aur, tot medalie de aur, și la folclor, unde am luat medalie de argint, continuând apoi la Riga, anul trecut, la Olimpiada Internațională Corală, unde am obținut la Grand Prix of Nations. Deci Grand Prix of Nations este cea mai înaltă treaptă mondială, cu două medalii de argint, la aceleași categorii, categoria de vârstă și la folclor. Țin să menționez, în concursurile internaționale se pornește de jos. Noi la Viena, când am participat, mai bine spus, la un concurs de calificare. Cine obținea medalie de aur se califica mai departe și primea titlul de champion. La Champions am fost la Magdeburg, unde, datorită medaliei de aur obținute, ne-am calificat la Grand Prix of Nations, unde am participat, de fapt, la Riga anul trecut. Aceasta a fost traseul nostru până acum. Potrivit dirijorului Lucian Ionuț Tablan Popescu, după ce se întorc de la Rimini, fetele se pregătesc pentru a treia Olimpiadă Internațională Corală, care va avea loc anul viitor. Deja de anul trecut suntem calificați pentru a treia Olimpiadă Internațională Corală, care va avea loc la Göteborg în vara anului viitor, în vara 2019. Datorită punctajului pe care l-avem obținut, ne încadrăm totuși iarăși la Grand Prix of Nations. Deci avem un lucru de continuat. Acesta este un turneu frumos, un turneu în care fetele trebuie să dea ce au mai bun și între timp să se pregătească pentru următoarea etapă, etapa de la Olimpiada Internațională Corală de anul viitor.